La scurt timp după ce s-au anunțat primele rezultate ale exit poll-urilor care l-au clasat pe primarul Nicolae Matei pe primul loc pentru un nou mandat de edil al orașului, oamenii au ieșit pe stradă cu micul mare. Atmosfera a fost întreținută de șampania care a curs râuri. De mulțumire pentru tot ce a făcut pentru ei, nevodărenii i-au scandat numele minute în șir. Edilul din Năvodar le-a promis locuitorilor că proiectele sale vor continua în același ritm ca și în cei 4 ani de mandat. Mulțumesc tuturor năvodărenilor care au ieșit la vot și care au avut încredere în primarul Matei. Orașul Năvodar a rămas pe mâini bune. Am în spate munca celor 4 ani. Avem proiecte foarte importante pentru orașul Năvodar. Și mie, ca primar, mandatul următor o să-mi fie mai ușor. Primarul nu a uitat nici de adversarii politici. Trebuie să ne comportăm civilizat și cu adversarii politici. Da. Toate atacurile împotriva mea și a echipei mele nu au fost decât vaccinuri care ne-au întărit. V-am avut pe voi alături și ați avut încredere în mine. Mă cunoașteți de atâta timp și ați mers pe mâini sigure. Vă mulțumesc tuturor că nu ați dat Năvodariu pe mâinile străinilor și pe mâinile celor care aveau interese în orașul Năvodari.